Bun, domnule Mohaș, ne spuneți care ar fi principalele obiective pe care le aveți pentru această bătălie, să-i spunem așa. Deci, la nivel de Consiliu Județean avem patru mari piloni. Sănătate, economie, educație și cultură și mediu. Sănătate însemnând un spital de 1500 de paturi, nu mă interesează dacă titulatura e regional sau nu, ci un spital clinic de urgență. La mediu avem o componentă pe care nu am spus-o, îmi doresc un județ fără peturi. Acesta vreau să fie crezul meu transferat de la prefectură unde mă ocupam de mediu la județ. La economie, sigur, îmi doresc cât mai mulți investitori care să vină aici și îmi doresc reînființarea companiei de drumuri și reparații, să nu se mai facă licitații, ci toți banii să rămână la Consiliul Județean, iar reparația județului să facă într-un ritm alert. Și am spus sănătate, cultură, la cultură, educație și cultură, sigur, pe zona de cultură. Și în ultimul rând îmi doresc un mall cultural, o zonă unde să se exprime artiștii din Brașov, mall cultural însemnând o clădire cu multe etaje, cu multe săli de, pentru artă, pentru muzeul de artă este insuficient. Muzeul Primei Școli Românești cu toate valorile trebuie să regăsească într-un nou muzeu. Muzeul Junilor, Muzeul de Științe a Naturii, Muzeul de Artă, am spus, săli de spectacole pentru liberi profesioniști, pentru cei care vor să facă grupuri mici sau mari și să se exprime în fața publicului. Lucrurile acestea sunt realizabile, unele le putem face și cu municipiul Brașov, cu consilierii și cu programul local de guvernare. Pro-România a prevăzut acest lucru, acest mall cultural. Deci patru piloni pe care ne dorim construcția acestui program județean. Venim în fața cetățenilor cu lucruri concrete, lucruri majore, lucruri care arată o viziune a unui Brașov turistic în viitor. Un Brașov în care ne dorim chiar dublarea numărului de turiști, să depășim cu mult cifra de 1 milion de turiști.